Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Hearts of Iron 4. Jucăm cu România și suntem în anul 1955, destul de târziu așa, față de anul 1936, când am început aproape 20 de ani, 19 ani. Ne apropiem de 20 de ani și cam asta e harta României în prezent. Avem aproape toate statele lumii, mai puțin aliații. Și toți, să zicem, prietenii aliaților. Acum arată România. România văd că avem aproape toată Asia, aproape toată Europa, o bună parte din Africa, o mică părticică din America de Sud și o mică părticică din America de Nord. Ceea ce înseamnă că suntem ca și debarcați în America de Nord și în America de Sud. Totul e bine, numai că acum suntem pe timp de pace. Avem inclusiv aici niște insulițe, avem și pe aici niște insulițe, avem și pe aici în America Centrală o bucățică de unde putem să începem războiul. Iar în Africa, pe aici, cum ziceam, stăm foarte ok. Mai sunt niște mici colțulețe pe aici de America de Nord care au potențial de ne crea mici probleme. Aici, în Europa, mai există Belgia și cu Olanda și Danemarca, care pot să mai fie posibile cauzatoare de probleme. Finlanda, nu chiar, nici Irlanda nu erau încă parte din aliați. Acum nu mai știu sigur dacă Liberia și Portugalia nu cred că erau încă parte membrii din aliați. Toate țările astea neutrale or să rămână cumva la final după ce scăpăm de aliați. Să le luăm și pe ele. N-are sens să le implicăm în acest război dacă nu sunt deja membre ale aliaților. Totodată, ca să începem acest război, trebuie să facem ceva prerequisites. Prerequisite-ul este să ne pregătim cu trupe și infrastructură cam peste tot. Partea de research am terminat tot. Am studiat tot infanterii, tot support equipment, armor, toate variațiile de armor, artillery, Land Doctrine, am mers pe Mobile Warfare, am terminat-o de mult timp, chiar, de vreo 10 ani. Naval Doctrine, am terminat-o și pe asta. Air, totul studiat aici, mai puțin Jetpack Bomber-ul. Am mers pe Battlefield Support, Engineering am terminat și aici de studiat chiar tot. Partea de industrie, aici avem tot așa tot. Am mers pe Streamline Line, avem și opțiunea de Flexible Line, dar nu am ales-o. Și cică mai e Resistance to Occupation. Mundi. Cred că cineva s-a înșelat aici cu Resistance to Occupation asta. Ce se întâmplase în episodul anterior? Tocmai scăpasem de trupele Axei. Mai rămăseseră Axa cu ceva soldăței, au dispărut. Și acum hai să evaluăm cine este parte din aliați. Finlanda nu. Lituania nu. Latvia nu. Estonia nu e. Evident, zona europeană de aici, avem, cum ziceam, membrii ai aliaților. Îi vedem aici, Irlanda, să vedem dacă este, nu este membru al aliaților, bine pentru ei. Portugalia nu e. Hai să vedem țările astea din Africa, dacă e cineva. Avem aici și că Egiptul. Nu e. Belgia, clar e. Kenya, nu. Zimbabwe, nu. Portugalia, ziceam mai devreme că nu. Botswana nu. South Africa este, din păcate, este și nu o să avem cum să ajungem la ei, aparent. Pentru că celelalte țări de pe aici nu prea sunt. Numai dacă intrăm în război și cu Zimbabwe și Botswana, putem să ajungem la Africa de Sud. Trebuie să ne gândim, mă, dacă facem asta sau nu. Partea asta de aici, clar, Dutch East Indies, Malaya, americanii, evident, Australia, Filipinele, mai sunt ceva țări pe aici, Brazilia pare să fie, Mexic, Canada, Statele Unite deja am zis că sunt membri din aliați, Venezuela nu e, Colombia nu, Peru nu, Ecuador nu, Bolivia nu e. Ok. Paraguay nu.
Argentina nu. Uruguay nu. Chile nu. Acum, aici în America de Sud, în mod normal, noi să zicem că am început acest război. Prima fază, se pare că am luat Netherlands-ul. Phase 2, ar trebui să luăm Second Brazilian Republic. De ce Second? Nu știu exact. Mă rog. Am setat acum să facem naval bases cam peste tot în zonele astea unde debarcăm. La fel am pus să facem parte de infrastructură, toate zonele astea la fel. Ar mai fi teoretic de făcut infrastructură, văd pe zonele astea care le-am cucerit de curând, din genul Suedia, Norvegia. O să le trec acum pe listă. Asta ca să lucreze la ceva și civilian factories-urile care le obținem. Nu știu dacă mai avem pe aici ceva prin zona asta. Uitasem pe acolo. Cred că cam asta e. Și acum hai să ne uităm la template-urile cu care vrem să mergem în acest război. Am evaluat zonele, am văzut țările unde ar fi necesar să punem trupe. Hai să vedem cum am face partea de echipament. Ideal ar trebui să ne alegem în primul rând template-ul cu care vrem să mergem în acest război. Mă gândeam să mergem pe clar, vom avea acest template de motorized plus motorized rocket artillery. E un top play destul de decent, cu 289 soft attack, breakthrough 131,2, organization 60, destul de bine. Apoi mai avem template-ul bazat pe light tank și light tank artillery. Soft attack 273, organization doar 32,5, cam jumătate din acesta. Breakthrough acesta era 131,2, ăștia au breakthrough de 283,6, ceea ce înseamnă că sunt mai rezistenți la atacurile inamice. Asta e un lucru bun, pe de altă parte sunt destul de slab la partea de împingere. Și mai avem opțiunea de a folosi Modern Tank. Modern Tank-ul este unitatea de elită. Comparația așa, 13,2 movement speed-ul, la Modern Tank e 11,0. Cu soft attack de 413,4 și breakthrough de 467,2. Mult mai mare decât acesta. Și breakthrough și soft attack-ul. Organization-ul ăsta era 32,5, la Modern Tank cred că e la fel. Da. Alte lucruri. Putem alege aici să folosim inclusiv Maintenance Company sau Signal Company. Nu știu dacă ne ajută. Ce am putea să înlocuim, honestly? Capture Ratio. Văd că luăm minusuri la mai multe puncte. Support Military Police. Production Cost Initiativa plus 56%. Signal Company ar putea să fie util pe Modern Tank, actually. Inițiativa are au de 56, e 0. Reinforce into a battle and the quicker it gets its planning done. Deci partea de inițiativă ar putea fi băgată. Equipment Capture Ratio, Reliability. Acum tankurile astea sunt destul de reliable, Modern Tankurile. Problema la tankurile astea moderne este costul, care e în principiu destul de mare. Training Time 180, Manpower 1700. Echipament Modern Tank, Modern SP Artillery. Training time pare să fie identic. Supply use-ul este 1.43, la celălalt e mai mare, 1.67. Și se pare că va fi nevoie de multe unități de Modern Tank, Motorized, Mechanized. Ok.
Hai să vedem cum stăm acum în prezent. Avem motorized unități 683.000, dintre care 631 de par a fi super modernized, cele mai moderne. Mechanized. Acum avem mechanized 3, 261.000. În prezent văd că producția merge extraordinar cu 500 de bucăți pe zi de motorized și 108,2 de mechanized. Oricum, diferența dintre cele două e semnificativă. Probabil că nu mai ar fi nevoie să investim atât în motorized. Light tank și light SP nu prea avem foarte mult. Jet strategic bomber ne-a apucat de curând să producem. Iar la Jet Fighter 2 încercăm să facem ultimele upgrade-uri. Deci așa, am ales să băgăm în mechanized. Văd că producem în total 260 pe zi și cu toate astea, ia dacă dăm un drum, surplusul e doar 58,4. Că abia s-a încheiat pacea și avem reinforcements de acoperit. Da. Ok, nu consumăm din timp prea mult cu asta. Da, avem 200 pe zi și 100 de zi. Aici nu prea mai ar mai fi necesar, deci eu nu aș face acum o schimbare importantă și anume să introducem producția de Modern Tank. De fapt o aveam, dacă nu mă înșel, era undeva la coadă. Modern Tank și Modern SP. Ok. O să mutăm un top. Modern SP Artillery. Motorized. Am dat drumul acum la 10, nu știu pe unde s-au mai livrat. Aici light, cred că e suficient oricum. 50 pe zi. Light SP nici nu cred că avem nevoie de atât de mult. Așa, light tank, sincer o să tai cam de producție, o să le lăsăm cam așa. Astfel încât să avem la modern tank, poate aș mai băga încă o linie. Ideea ar fi să băgăm cât mai mult modern tank. Dacă mai obținem fabrici, să le investim în zona asta. Văd că avem suficient crom cât să mai producem și suficient fier, deci am putea să mai băgăm inclusiv military factories să mai producem. Momentan avem 1080 de military factories și 400 ceva de navale. Navy avem 989.000. Apropo de Navy, pe partea de Navy o să trebuiască să facem mai multe lucruri. Va trebui să securizăm întreaga mare pentru că e posibil să fie voie să aducem trupe din Africa în Brazilia dacă nu putem să menținem suficient sustain aici. Totodată în zona asta s-ar putea să fie nevoie de lucruri adiționale. În prima fază s-ar putea să trebuie să punem și land forturi, să mai punem și niște air bases în Canada, în America Centrală și aici. Poate niște rocket site-uri, n-ar strica, văd că aici sunt full, cu ce? Cable rocket site, maximum level reached already or no slots available. Deci că avem nuclear reactor, civilian factory. Ce putem băga? Să văd că putem să băgăm airfield, anti-air, radar. Putem să băgăm câteva lucruri. Nuclear reactor.
Nici n-am produs uraniu până acum, by the way. Nuclear bombs avem 29. Cred că avem probabil niște site-uri de nuclear reactor undeva prin Europa, din ce am capturat. Rocket site-uri, nu știu exact unde avem. Mă rog. Air Forces, hai să vedem la Air cum stăm. 30.000 de fightere, 500 de naval bombere. Ok. Zero heavy fighters, bombers. Oricum, la avioane nu prea mai are sens să producem altceva decât avioane de top-end, de high-end, de genul jet fighter, ejecting bomber și jet strategic bombere. Strategic bomberele astea văd că au air defense 54, agility, naval targeting 06, strategic bombing 64. Jacked up bomber văd că are air attack 22, strategic 20, naval attack 15. O să vedem aici, astea cât au strategic bomber, naval attack 1.5, naval attack 15, tot 15. Interesant. Heavy fighter, nu prea știu dacă are sens să producem. 37.9. Agility. Pentru că avem astea cu defense-ul de 18. Max speed 600, astea 1.1 km pe oră. Plus că acum producem avioane ultra boostate, deci au boost-ul de maxim. Jet fighter-ele astea 2. Era defense 18, attack 60, agility 72, viteză maximă 1.1 km pe oră. Air superiority, range de 3080 de km pe oră. Deci, oricum, mult peste standardul, chiar și de bază. 2200 doar, cel de bază. Ok, cam asta ar fi planning-ul. Putem să mai producem. Deci ar fi de produs poate additional naval factories, military factories, pentru că avem 800 de fier nevalorificat, avem 1400 de rubber nevalorificat, 2800 de aluminium, tungsten. Deci clar putem să mai investim în diverse zone. Zona de motorized nu o să tăiem complet, dar clar putem să mai tăiem din producția ei. Suport, echipment, cred că avem destul. Acum nu știu cât o să reușim noi să trecem pe Modern Tank. Hai să vedem la Light Tank cât avem producția setată. A, la Light Tank aici văd că aveam o linie full și încă una pe jumate. Deci Light Tank produce destul de mult pe zi, teoretic. 140 de bucăți. Mechanized 205. Nu e rău. Modern Tank 34. O să dureze ceva până producem suficient Modern Tank. 34 pe zi. Strategic Bombers. Ok. Deci cam asta ar fi în linii mari pregătirea de război și cam ce ar trebui să facem. Divizii cred că avem destule să desfășurăm. 278 de motorized, 223 de mechanized, 117 de light tank, 97 de infantry, 65 de mountaineers, 2 de cavalerie. Cred că ne ajung aceste divizii, dacă nu oricând putem să mai dăm drumul la ele. Ce ar mai fi poate useful? Să mai creăm niște divizii de care să le avem acolo. Ce ar mai fi useful, da? Poate de băgat niște heavy tank, nu știu dacă merită. Ar putea să aibă sens versus american, deși astea heavy, super heavy, de exemplu, care le-am ales, au breakthrough 418 și soft attack 415.4.
Pe când Modern Tank-ul cred că are și mai bine de atât. Are 413 și 47 breakthrough, dar cu mult mai mare viteză. Teoretic sunt mai utile Modern Tank-urile, nu prea cred că o să aibă sens să producem Super Heavy-urile. Plus că... Da. Cred că se mișcă chiar foarte lent. Chiar și heavy-urile văd că sunt mult mai slabe. Bine, astea sunt heavy-uri cu motorized. Super heavy-uri văd că am făcut varianta cu mechanized infantry. Anyway, cam asta ar fi. Paratrooper nu știu dacă o să folosim, honestly, pentru că nu prea cred că o să fie cazul să folosim paratrupări. Aici văd că am rămas cu foarte multe divizii, nu știu de ce suntem încă cu mulți pe aici. Avem aici armate multiple, văd, pe zona asta. Sunt toți ai lui. Bun, deci cam asta a fost, să zicem, intro-ul cu pregătirea de luptă, strategia high level versus aliații. E important să nu pierdem aceste teritorii, deci e clar nu vom începe războiul cu ei până nu ne-am poziționat foarte bine. Mod sigur vom pune aici în listă antierurile pe toate zonele astea. Pentru că oricum nu consumă alte resurse adiționale și sunt se pot seta pe orice insuliță, peste tot. Deci vor fi acolo în top list, inclusiv aici, antier. Aliații știu că mai au... mai au ceva... practic, au ceva forțe. În Japonia nu cred că o să fie cazul pe acolo. Honestly, nici pe aici nu cred că o să fie cazul. Cred că o să încheie rapid povestea asta. Poate în Africa, dacă o să mai dureze mai mult, dar... Anyway, hai să mai vedem alte chestii, ziceam de antier, aici nu prea e cazul, deci. După aia ce ar mai fi de băgat airbases. Ideal ar fi să băgăm maximul peste tot pe aici. Câți ani ne permite să pregătim de războiul ăsta? E altă întrebare. E, avioane aici putem să mai setăm dacă e cazul. Să avem mai multe avioane. Inclusiv pe aici poate să fie useful să avem ceva avioane. Noi avem inclusiv opțiunea de a debarca în Alaska, apropo de Statele Unite. Deci nu o să strice zona asta să o facem cu naval bases and stuff. Uite, inclusiv pe aici putem să punem naval bases peste tot. Chiar și acolo văd că avem. E, și pe partea asta de Scottish. O să punem să facem. Acum pe partea de Africa, văd că deja pusesem.
Vedem de unde pleacă trupele până la urmă, că trebuie să facem tot oceanul verde. Și nu știu, cred că cam asta ar fi. A, ar mai fi radare pe zona asta de Statele Unite de păgat, poate. Ok, le-am pus și pe astea. Și cam asta ar fi în linii mari începutul. O să urmeze deployment-ul de trupe și efectiv pregătirea, trăinuirea și așa mai departe. Ziceam că o să mai punem aici, cred că avem astea 24, dar o să mai pun probabil la să avem alte câte două de 24. În caz de nevoie, astea nu le vom deploia niciodată decât în caz că suntem invadați. Și nu avem trupe pregătite pentru ca să preia valul de invadatori. O să fie aceste divizii care o să fie probabil fully trained până la momentul când o să începem atacul versus Statele Unite. Putem să așteptăm cam un an, zic. Nu avem o listă atât de mare aici la construction, zic eu, și oricum cred că o să meargă relativ repede. Poate avem ceva chestii. Dar zic că o să meargă repede, adică aceste pagini se vor face instant. Deci cam asta a fost pregătirea, mă rog, pregătirea, a fost strategia de luptă. Și urmează să, efectiv, să începem să dăm drumul la timp, un an de zile pregătire, după care să începem să atacăm Statele Unite. Statele Unite și aliații, de fapt. Și vom vedea care e progresul, cum arată România la finalul cuceririi aliaților. Ar trebui să avem și noi amprenta mai solidă pe zona de America de Nord, America Centrală. Planul cu America Centrală e că dacă reușim să învingem aici și inclusiv Centrală, scuze, și de Sud, putem să împingem cât mai mult spre United States. Mă aștept ca zona cea mai rezistentă să fie United States-ul și să într-o campanie anterioară chiar au reușit să ne arunce de pe teritoriul ăsta. Este un teritoriu foarte prost de invadat Statele Unite, e foarte slab. Teritoriul un pic mai bun e acesta, dar nici ăsta nu e ideal. Poate să dureze ani de zile aici campania, cu pierderi uriașe de ambele tabere. De asta e nevoie să pătrundem din America Centrală și din America de Sud, să luăm aici tot. Și apoi să o luăm înspre nord. Dacă ajungem la Mexic, aici undeva, America nu va mai ține, nu vor putea să ne țină față unui front de mulățimea asta în care să împingem cu tot. În Alaska putem încerca de asemenea să debarcăm, cred că o să fie cam fail zona asta, chiar și dacă reușim să debarcăm. Anyway, toate astea în episodul următor. Bine, mersi pentru audiență, asta a fost. Ne auzim în următorul episod. Bye bye.